Jurnalele RTT. Știri la fix. Vor să arate lumii că o pot schimba prin atitudinea lor. 7 persoane cu dizabilități, însoțite de 7 voluntari, vor urca din nou pe scena festivalului internațional Mod Ash Europe 2015 din orașul francez Tours. Este al 5-lea an consecutiv când Brașovul este reprezentat la acest eveniment. Dansatorii au repetat intens în ultimele luni pentru a se asigura că vor face o figură frumoasă și în acest an. Trupa Just Dance 2, reunită într-o nouă componență, va prezenta săptămâna viitoare în orașul Tours din Franța un moment artistic deosebit. După ce anii trecuți, dansatorii brașoveni au prezentat spectacole inspirate din musicalul West Side Story sau James Bond, agentul 007, anul acesta vor urca pe scenă cu reggae. Este total deosebit, e frumos, pot să spun, și recomand la oricine să o facă. Prima oară a fost un musical, după care am avut tema din mai spre dans contemporan și anul acesta reggae, care e total diferit. Din punctul meu de vedere, este foarte frumos să arătăm oamenilor că suntem foarte profesioniști, adică sunt total diferite stilurile și oamenii s-au adaptat. Mișcările și coreografia a fost făcută special pentru cei care au dizabilități, nu este făcută pentru dansatori, în niciun caz, asta este și toată frumusețea. E un lucru în care oricât de ușor ai încercat să faci, pentru ei este un pic dificil. În primul rând, nu cât mișcarea în sine, cât atitudinea față de ei. Participarea la astfel de evenimente are beneficii atât pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru ceilalți parteneri din proiect. Schimbarea perspectivei asupra relaționării cu o persoană cu dizabilități, creșterea stimei de sine și îmbunătățirea imaginii de sine. Câștigul este acela că ești conștient de ceea ce poți face și poți dărui mai departe niște lucruri, lucru care are un impact asupra întregii comunități, nu doar un impact individual. Adică este un mesaj atât individual, trăit individual, dar exprimat și cu impact la nivel comunitar. Membrii trupei Just Dance 2 sunt talentați și ambițioși, dar mai ales învingători în lupta cu soarta care i-a țintuit în scaune cu rotile. În loc să-și plângă de milă, ei au ales să demonstreze că pot duce o viață normală și nu sunt mai prejos cu nimic decât ceilalți tineri de vârsta lor. Jucând basket în fotoliul rulant cu colegii mei, da, care au făcut și parte din Just Dance 1, am auzit de acest proiect, că se caută persoane, membri pentru această trupă de dans, care ca și finalitate va fi festivalul din Tours, Franța. Scena este scenă pentru oricine, deci în momentul când ai ceva de transmis sau dacă vrei să spui ceva, una este să spui în această sală sau una este să spui pe scenă. Pentru mine e o experiență frumoasă, mi-a schimbat viața, să zic așa, și mi-e plăcut, e frumos. La festivalul Mod Ash Europe 2015 participă zeci de tineri din alte 6 țări europene. Ceremonial militar și religios la Troița din fața Spitalului Clinic Județean de Urgență la 28 de ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor de la uzina de autocamioane Steagul Roșu. La evenimentul organizat duminică a fost prezent și unul dintre cei 3 studenți care în 1987 s-au solidarizat cu muncitorii brașoveni. Participanții au depus coroane la Troița din fața Spitalului Județean, locul în care în 15 noiembrie 1987 coloana de manifestanți în drumul spre centrul orașului a îngenunchiat, a cântat Deșteaptă de Române și a scandat Jos Ceaușescu. Ne-am comemorat morții, comemorăm iar evenimentele triste care se întâmplă și la București și la Paris. Este un moment trist. Ne-am câștigat libertatea datorită... Am avut noroc, a venit decembrie 1989. Noi eram deportați și regimul ceaușist încerca oricum să scape de noi. Deci dacă nu venea decembrie 89, noi sigur la ora asta nu mai puteam să stăm de vorbă. Președintele Asociației Foștilor Deținuți Politic din România, Octav Bjoza, a întărit faptul că revolta anticomunistă din 15 noiembrie de la Brașov a însemnat ceva pentru lumea comunistă din estul și centrul Europei. A fost semnalul, de ce nu,
a ceea ce avea să vină. Să ne amintim, comunismul încă nu fusese dărâmat niciunde în 15 noiembrie 1987. Mai târziu, când la noi a căzut regimul comunist, de jur împrejurul României comunismul nu mai exista de luni de zile. Așa că și la noi avea să se întâmple și poate n-ar fi murit atâția tineri nevinovați. La evenimentul de anul acesta a fost prezent și unul dintre cei 3 studenți care s-au solidarizat cu muncitorii brașoveni la o săptămână în data de 22 decembrie, susținând o pancartă cu înscrisul "Muncitorii arestați nu trebuie să moară". Au fost exmatriculați pe o perioadă nedeterminată și au muncit timp de 2 ani ca muncitori necalificați. Aș spune că muncitorii brașoveni au redat demnitatea nației noastre și e unul dintre motivele pentru care mă uit cu optimism la viitor. Cred că lecția pe care ne-au oferit-o brașovenii trebuie să servească ca exemplu pentru tinerile generații de elevi. Sunt foarte optimist după reacția străzii, după tragedia de la Clubul Colectiv. Am văzut multe figuri luminoase și cred că lecția pe care ne-au oferit-o brașovenii trebuie să le servească și cred că putem construi pe această jertfă. Revolta anticomunistă din 1987 s-a declanșat la uzina de autocamioane Steagul Roșu, printr-o grevă începută în noaptea de 14 noiembrie, în secția 440 Matrițe, continuată a doua zi cu un marș până în centrul orașului, în fața Comitetului Județean al Partidului Comunist Român. După ce inițial se anunțase pedeapsa capitală pentru muncitorii arestați, sub presiunea opiniei publice internaționale, comuniștii au revenit asupra hotărârii. În urma unui proces înscenat, un număr de 61 de muncitori au fost deportați. Altor 27 de persoane dintre cele peste 300 arestate și anchetate la Brașov și București le-au fost schimbate locurile de muncă. Societatea Protan Cod le-a fost amendată cu încă 50.000 de lei după ce primise recent o sancțiune de 40.000 de lei. În 26 octombrie, o echipă de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, însoțită de reprezentanți ai Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Brașov și ai Primăriei Municipiului Codlea, s-a deplasat la Protan pentru prelevarea de probe de sol de pe terenurile din apropierea societății. Ca urmare, în data de 29 octombrie, Garda Națională de Mediu a aplicat o amendă de 50.000 de lei și, în funcție de rezultat ale analizelor de sol, ar putea impune măsuri de depoluare a solului. Codleanul Ervin Albu, cel care a protestat extrem în luna august la Brașov, când a turnat pe ușa prefecturii zeamă prelevată din dejecțiile Protan, a depus plângere împotriva societății. Un exemplar a fost trimis și pe adresa Senatului României. Conducerea Gărzii Naționale de Mediu i-a trimis o scrisoare fostului consilier local din Codlea, în care îi promite că va monitoriza în continuare modul în care societatea Protan va înțelege să respecte legislația în domeniul mediului. Heralzi, cavaleri și domniți au însuflețit târgul medieval Ed November. Ediția de anul acesta a evenimentului s-a ținut sub semnul doliului. În semn de respect pentru victimele incendiului din Clubul Bucureștean Colectiv, spectacolul cu flăcări nu a mai avut loc. Heralzi, cavaleri, domnițe, artizani, covrigi, turtă dulce, mici, vin fiert, bunătăți, ponei și căprițe, toate au întregit atmosfera care i-a atras pe brașoveni și turiști la bastionul țesătorilor. Dansurile tradiționale maghiare au încântat audiența. Grupul vocal Dionisos al comunității elene din Brașov a oferit apoi un moment deosebit. Cortegiul cu torțe a fost condus de heralzi și a fost dedicat amintirii tuturor tinerilor aflați în Clubul Bucureștean Colectiv, care au plecat acum într-o lume mai bună. Cu excepția muzicii fanfarei, cortegiul s-a desfășurat în liniște, fără alte manifestări, pe traseul Bastionul Țesătorilor, strada Castelului, strada Sforii și piața Sfatului.
Peste 1000 de participanți de toate vârstele s-au aliniat la startul ediției din acest an a Crossului Internațional 15 noiembrie. Cei care au ajuns primii la linia de sosire au fost răsplătiți cu premii în bani. La eveniment au participat alergători de la mai multe cluburi sportive din țară, din Republica Moldova și chiar din Kenya. Crossul de anul acesta a fost marcat de doliul pentru victimele colectiv, dar și pentru cele pierite în tragedia din Franța. Crossul a fost organizat ca în fiecare an în weekendul din apropierea datei de 15 noiembrie, când se sărbătorește prima revoltă anticomunistă a muncitorilor brașoveni din 1987. Dacă mă gândesc la anii când noi ieșeam pe porțile astea și aveam 19 ani, sunt foarte încântat că și anul ăsta, ca de fiecare dată, foarte mulți sportivi vin din toată țara să ne comemoreze. Este un mod plăcut de a-mi aduce aminte de acele clipe, sunt bucuros. La start s-au aliniat peste 1000 de participanți de toate vârstele. Eu am venit aici ca să arăt de plăcere și să câștig. Cu mâna în gips. Cu mâna în gips. Da, și nu ți-e greu? Nu. Am venit la cross pentru că de 25 de ani eu vin la cross, îmi place foarte mult să alerg, am câștigat toate cele 25 de ediții, aceasta e a 26-a și încă mai sper ca să câștig și anul acesta. Ai mai alergat la cross ăsta? Nu. Și cum crezi că o să fie? Păi ușor. Da? Da. Te-ai antrenat? Da. Crossul 15 noiembrie reface traseul pe care, în urmă cu 28 de ani, brașovenii mărșăluiau și scandau jos comunismul, un gest de un curaj extrem în acele vremuri. Sportivii au alergat sâmbătă pe distanța de 5 km cu plecarea de la uzina Roman pe traseul Calea București, Spitalul Județean, Cinema Patria, Hidromecanica, Bulevardul 15 noiembrie, Prefectura Brașov. Primii 8 alergători care au ajuns la linia de sosire au primit premii deloc de neglijat. Locul întâi a fost recompensat cu 2500 de lei, iar cel care a ajuns pe locul 8 cu 300 de lei. Categoria generală la masculin a fost câștigată detașat de doi sportivi din Kenya, Abel Kibe și Hilary Kimai, urmați pe locul 3 de un sportiv băcăuan, Cristian Vorovenci. Expoziții de artă, arhitectură, fotografie, design și restaurarea de mobilier la aula Universității Transilvania. În weekend, brașovenii au putut admira piese de design interior unice, mobilier restaurat, dar și expoziții de fotografie, totul în cadrul celei de-a 17-a ediție a festivalului Etnovember. Chiar în spatele nostru se află expoziția de restaurare făcută de studenții Facultății de Inginerie a Lemnului Universitatea Transilvania din Brașov. Avem o expoziție de design experimental tot a studenților noștri, dar în parteneriat cu cei de la arhitectură de la București și cu New Design University din St. Pölten în Austria. Avem o expoziție remarcabilă de design de scaune a arhitectului Șerban Sturza de la București, precum și invitat special design industrial de la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău. Alături de studenții Universității Brașovene, în organizarea Etnovember s-au implicat și parteneri străini din Belgia, venit special pentru eveniment. Ladies and gentlemen, dear friends, as representative of the Belgian team, dragi prieteni, ca reprezentant al echipei din Belgia, vreau să vă spun că suntem foarte onorați, mândri și bucuroși să fim oaspeții voștri din nou anul acesta. Povestea a început în anii 90 cu un concert Norbert de Thai. Anul următor, 1992, am venit din nou la inaugurarea Mediatecii și încă mi-aduc aminte ce frig era, dar căldura voastră și prietenia pe care am primit-o au dus la decizia noastră de a reveni. Obiectele restaurate de către studenții Facultății de Inginerie a Lemnului au fost expuse pentru public și prezentate în toate etapele procesului amplu de restaurare. Am descoperit pasiunea de a lucra cu lemnul vechi și de a vedea cum trăiau lumea mai de mult, cum foloseau anumite obiecte și... Cât a durat? Nu există, e un proces mai lung, da, nu există o anumită durată. Și chiar dacă la început, la prima analiză, descoperi anumite probleme, poți să-ți dai seama pe parcurs că pot apărea mult mai multe defecte și lucruri care inițial nu le poți observa. Un alt proiect a fost rezultatul unui workshop de design experimental în cadrul căruia, timp de o săptămână, studenții și profesorii au explorat conceptul de design pornind de la o gospodărie tradițională din Dealul Frumos. Scopul acțiunii a fost redesenarea gospodăriei în concordanță cu funcționalitățile actuale. Maraton de poezie la 15-a ediție la Brașov.
Devenit deja tradiție, evenimentul desfășurat în fiecare toamnă la Facultatea de Litere a Universității Transilvania a strâns și în acest an poeți tineri sau cu experiență. În semn de respect față de regretații poeți Alexandru Mușina și Andrei Bodiu, inițiatorii maratonului de poezie, evenimentul a debutat cu frânturi din creațiile celor doi profesori și poeți dispăruți dintre noi. Nu vom avea semnal niciodată și nimeni nu ne va crede. Vom turui și vorbele noastre vor căpăta colțuri. Mai netede, mai ascuțite, funcție de anotimp. Poeții brașoveni, majoritatea studenți și masteranzei Facultății de Litere, au avut ocazia să recite din propriile creații la maratonul Universității Transilvania. La mine în cameră nu mai există niciun pat, nici o urmă de vietate, nici o lăcustă. Ioan Botezătorul s-a dus pe un asteroid cu ele cu tot. Aud doar cum se sparge o scrumieră pe parchet, cade de pe pervazie de la Paul. Sunt liniștit, afară-i soare. Camera mea e o cabină cu scânduri verzi. Mă uit printr-o crăpătură, văd umbre. Văd cum merg să iei lapte. Văd că spui ceva, nu te aud. Mi-a frescut niște flori de brusturi în loc de urechi. La ediția din acest an au participat poeți brașoveni debutanți, confirmați sau consacrați, cunoscuți publicului larg, dar și poeți din afara Brașovului. Este cazul poetei americane Tara Scurtu, dar și a invitaților speciali, doi poeți foarte originali, Vasile Leac și Sete Casis. 25 de poeți, în total 7 ore de lectură, poezie de cea mai bună calitate și foarte diversă, de la poezia tinerilor, studenți care scriu din facultatea noastră, pentru că continuăm cursurile de scriere creatoare și avem și un cenaclu care este tot mai audiat de studenți, dar și de elevi din Brașov, condus de colegii mei Dan Țăranu și Vigil Borcan. Deci școala de poezie de la Brașov continuă să trăiască și chiar să producă poeți în ciuda dispariției celor mai buni dintre noi, Alexandru Mușina și Andrei Bodiu. Maratonul de poezie a marcat încheierea festivalului studențesc Etnovember, desfășurat la Brașov în acest final de săptămână. Complexul Brintex este, în opinia ANAF, al doilea focar de evaziune comercială din țară. La o lună de la demararea operațiunii Cristal, Agenția Națională de Administrare Fiscală a întocmit un top 3 al complexurilor comerciale angro, unde au fost aplicate cele mai mari amenzi și au fost confiscate cele mai mari cantități de marfă. Primul loc al ierarhiei este ocupat de complexul Dragonul Roșu din București, cu amenzi și mărfuri confiscate în sumă totală de 6,5 milioane de lei. Urmează complexul Brintex din Brașov cu 2,34 de milioane de lei și Expo Market Dorali din București cu 1,38 de milioane de lei. Pentru pregătirea operațiunii Cristal, inspectorii antifraudă au efectuat în ultima jumătate de an acțiuni ample de documentare în fiecare centru angro din țară, deplasări la fața locului în haine civile, au efectuat analize finale de risc a firmelor care activează în cadrul angrourilor. Scopul acțiunii este combaterea evaziunii din zona comerțului cu ridicata, eliminarea firmelor evazioniste din aceste centre și blocarea accesului lor și a persoanelor implicate în circuitul economic. Săptămâna trecută, patroni de firme din diferite complexuri comerciale angro amenințau că vor închide magazinele pentru o zi în semn de protest față de modul de control al ANAF, pe care îl consideră agresiv. Stegarii par să se descurce mai bine în fața fruntașelor seriei a doua din Liga Secundă decât în fața ultimelor clasate. După ce au învins pe Gazmetan Media și Chindia Târgoviște și CSM Râmnicu Vâlcea, în prima etapă a returului, galben-negrii au trecut și de FCM Baia Mare. Mai mult, în meciul cu Maramureșeni, echipa de sub tâmpă a evoluat timp de oră în inferioritate numerică, însă oaspeții nu și-au creat nicio ocazie. Asta în timp ce elevii lui Adrian Sabă au reușit chiar deschiderea scorului. Olteanu a fost eliminat în minutul 33, însă în joc nu s-a observat că gazdele evoluează cu un om în minus. Imediat după pauză a venit deschiderea scorului după o fază pregătită la antrenamente. Enes a demarcat în lateral la o lovitură liberă din zona centrală, a preluat foarte bine și a înscris cu un șut plasat în minutul 49. În minutul 63 s-a restabilit egalitatea numerică după ce Florin Ilie de la oaspeți a văzut și el al doilea galben și implicit cartonașul roșu. După o paradă lui Căucă, în minutul 90, la singura ocazie a oaspeților din partea secundă, a urmat golul de 2-0 în al doilea minut al prelungirilor. Căuca a degajat lung, Bogdan Rusu a protejat foarte bine și l-a învins pe ormenișan cu un șut la colțul lung. La final, Adrian Sabo declara că jucătorii săi au reacționat foarte bine după înfrângerea rușinoasă de la Pâncota. A fost greu, frumos, plăcut, bucurie. Așa trebuie să arătăm la fiecare meci. Aș dori ca băieții să înțeleagă și sunt convins că înțeleg că fiecare joc trebuie tratat în asemenea, așa cum a fost tratat și acesta.
Pentru Stegare au evoluat Căucă, Letan, Hlinca, Puțanu, Vlad Olteanu, Răzvan Avram, Poverlovic, Șerban Muraru, Codoban înlocuit în minutul 87 cu Mareș, Marius Matei înlocuit cu Bogdan Rusu în minutul 77 și Daniel Ene înlocuit cu Grigoruță în minutul 90+1. Unirea Târlungeni a obținut și ea primul punct în deplasare în acest campionat. Formația pregătită de Daniel Bon a remizat chiar împotriva celor de la Șoimi Pâncota, echipă care câștigase cu 3-0 în etapa precedentă împotriva lui FC Brașov. Gazdele au dominat prima repriză și au deschis scorul prin autogolul lui Popescu în minutul 39, însă Petra a adus egalarea pentru Unirea în minutul 73. După 14 etape, FC Brașov este pe locul 9 cu 22 de puncte, în timp ce Unirea este pe 13 cu 8 puncte. În etapa viitoare, FC Brașov va juca în deplasare cu FC Caransebeș, în timp ce Unirea va primi vizita liderului Gazmetan Mediaș. După un egal și o victorie, ambele disputate în deplasare, Corona Brașov s-a calificat în optimile de final ale cupei EHF la handbal feminin. Brașovencele au avut ceva emoții doar în primul meci cu polonezele de la Pogon Baltița Secin. Partida de sâmbătă s-a încheiat la egalitate, 24-24, după ce și la pauză era tot egal, 13-13. Pentru Corona au marcat Cartaș 10, Pricop 4, Dincă și Zamfir câte 3, Kiper 2, Hotea și Rațiu câte un gol. Meciul era considerat pe teren propriu pentru brașovence, astfel că aveau nevoie de o victorie sau de un egal cu mai multe goluri în partida de a doua zi. Corona a controlat însă disputa de la un capăt la celălalt în manșa secundă și a obținut o calificare meritată. Brașovencele conduceau la pauză la 2 goluri, scor 14-12, pentru ca în partea secundă să atingă diferența maximă de 6 puncte. La final, brașovencele s-au impus cu 24-20 și au obținut o calificare meritată. În a doua partidă, golurile oaspetelor au fost semnate de Carta și Zamfir câte 7, Dincă 3, Hotea și Țăcălie câte 2, Kiper, Pricop și Rațiu câte un gol. Cu scorul general de 48-44, brașovencele au făcut pasul spre optimile de finală, unde mai sunt deja calificate alte câteva reprezentante ale unor importante școli din handbalul feminin european. Pe lângă Corona, deja calificate sunt adversara de anul trecut, Astra Hanochka din Rusia, Siofok din Ungaria, Metzingen din Germania și Bergen din Norvegia. Alte nume importante așteaptă returul de la sfârșitul acestei săptămâni pentru obținerea calificării. Corona Wolves a pierdut primele două partide din cele trei pe care le dispută în această deplasare din Ungaria. Vineri, brașovenii au cedat cu 2-6 în fața celor de la Dunai Varoș, după care sâmbătă au pierdut și la Miskolc cu 2-7. În meciul de la Dunai Varoș, lupii s-au ținut bine ceva mai mult de o jumătate de meci. Chiar dacă gazdele au deschis scorul pe finalul primei reprize, Marton Hunor a reușit să restabilească egalitatea în debutul părții secunde. În ultimele 4 minute ale reprizei, însă, maghiarii au înscris de 2 ori și s-au distanțat la 3-1. Ultima repriză a continuat de gringolat Vlada brașoveană și după 5 minute scorul era deja 5-1 după alte două goluri ale gazdelor. Virag a făcut 2-5 în minutul 58, însă un minut mai târziu gazdele stabileau scorul final la 6-2. Sâmbătă a fost și mai dificil pentru Corona. Miskolc a început foarte tare și în minutul 7 era deja 3-0. Corona a încercat să revină în debutul părții secunde când Peter a redus din handicap, însă cei de la Miskolc au forțat din nou și repriza s-a încheiat la scorul de 7-1. Ultima reușită i-a aparținut lui Mihai în ultima repriză, care a stabilit scorul la 7-2 pentru Miskolc. Corona ocupă ultimul loc și avea programat în această seară un meci la Secheș-Fervar, după care hocheiștii brașoveni vor reveni acasă. În această noapte, cerul va fi temporar noros. Pe arii restrânse va ploua slab. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări temporare, mai ales la munte în zona înaltă. Temperaturile minime se vor încadra între 1 și 5 grade. Izolat sunt condiții de ceață.